Bun găsit! Suntem în plină campanie de vaccinare și probabil mulți dintre dumneavoastră vă întrebați cu ce tip de vaccin anticovid ar fi ok să vă vaccinați. Medicul Adrian Marinescu ne spune tot ce este necesar să știm în această privință și ne mai spune ce ar fi necesar să facem după vaccinare, astfel încât să nu ne fie rău. Domnule doctor, avem trei tipuri de vaccin pe piață. Care e diferența, de fapt, între aceste vaccinuri și dacă putem opta, de fapt, fiecare cum își dorește? Bine, eu sper să avem și mai mult de trei într-un viitor apropiat. De fapt, aceasta este și ideea. Știți că în momentul de față avem peste 50 de încercări de a obține un vaccin. Da. Spun încercări pentru că trebuie să treacă prin niște etape clare și să fie niște aprobări, așa cum se întâmplă cu orice medicament sau cu orice vaccin. Sper să avem cât mai mult, pentru că până la urmă e vorba de capacitate de producție. Ce ne trebuie, de fapt? Campania de vaccinare la nivel mondial presupune să vaccinăm cât mai mulți oameni într-un interval scurt de timp. Da. Și e clar că nu avem suficiente doze. Dacă avem o capacitate de producție mai mare, pentru că sunt mai multe companii implicate, lucrurile clar vor merge mai bine. Pentru că vom avea mai multe doze. Exact. S-a pus o întrebare foarte clară, o întrebare clară. În primul rând, care sunt diferențele și dacă putem să alegem? Eu aș începe cu a doua întrebare și aș spune așa. Eu cred că nu este foarte important dacă putem să alegem, pentru că vorbim de vaccinuri care sunt cu eficacitate similară, cu, foarte important, cu un profil de siguranță bun, dovedit și fără să fie diferență între ele, în așa fel încât va conta ce vom avea disponibil. Sigur că medicul care ne administrează vaccinul poate să aprecieze fiecare caz în parte, în condițiile în care, de exemplu, există un anumit teren alergic care ar putea aduce sau face alegerea către un vaccin. Nu este important pentru noi, cei care ne vaccinăm, cum se transportă, pentru că e clar o diferență între Moderna și Pfizer-BioNTech, este legată de condițiile de transport, stabilitatea în raport cu temperatura. Da, și cele de păstrare de apoi, dar asta nu interesează pacientul. Nu interesează, dar pot fi niște lucruri punctuale. Dacă sunt anumite regiuni, și nu vorbim doar de România, locuri în care e greu să ajungem și poate transportul ar fi de mai lungă durată, probabil că atunci se va opta pentru Moderna, de exemplu. Da. Da? Poate să rămână în condiții de frigider de uz casnic pentru 30 de zile față de 5. Da. Dacă vorbim de Moderna și de Pfizer, vorbim într-adevăr de ARN-ul mesager, sper că în momentul de față, sper, au fost date foarte des aceste informații și ne e foarte clar că nu are nicio legătură ARN-ul mesager, adică acel mic fragment de ARN cu ADN-ul, nu ne modifică niciun fel genele, nu se întâmplă nimic, acel ARN mesager, acel fragment nu se integrează, nu interferă cu ADN-ul, nu are nicio legătură. Practic este un mesaj pe care vaccinul dă organismului, celor umane, și le spune să răspundă printr-un răspuns și să fie practic un răspuns imun, să producă anticorpii care să ne protejeze atunci când venim în contact cu adevăratul inamic. Deci în momentul în care vom veni în contact cu virusul, acei anticorpi ne protejează. Că nu vorbim de 100%, nu există vaccin care să asigure 100%. Și cel de la AstraZeneca? Cel de la AstraZeneca se spunea că este clasic, e cu ghilimele de rigoare, nu e clasic. Că și acolo este un vector viral, practic este un virus adaptat și nu are nicio legătură cu tehnica pe care o știm noi ca fiind clasică. Nici acolo nu sunt diferențe semnificative, până la urmă tot de mesaj este vorba. Același lucru se întâmplă, practic organismul va produce, va da un răspuns imun, va produce anticorpi pentru a lupta cu virusul, indiferent de care tip de vaccin vorbim. Deci lumea ar trebui să știe că atunci când ne vaccinăm, corpul nostru produce anticorpi. Acei anticorpi pe care noi avem în urma infectării, dacă cumva ne îmbolnăvim. Da, diferența e că în felul ăsta nu ne îmbolnăvim. Tocmai, da. Adică trebuie să fie foarte clar că acest vaccin nu duce la îmbolnăvire. Da? Foarte important. E doar un mesaj, se produce acea proteină de suprafață, în ideea ca organismul nostru să producă anticorpi și să fie pregătit în momentul în care va veni în contact cu virusul care e dușmanul adevărat, să-l numim în felul acesta. Deci până la urmă medicul alege pentru noi oarecum ce fel de vaccin să ne fie făcut, deși noi ca pacienți nu este nicio diferență. Și de asemenea și la alegere trebuie să ne fie foarte clar că ele fiind similare, nu este de discutat că medicul va alege o variantă bună sau mai puțin bună, pentru că ele sunt practic la fel. Da. Depinde de niște considerente clare, de transport, exact ce vă spuneam mai devreme, sau condițiile, istoricul medical al pacientului. Putem vorbi și de contraindicații după vaccinare? N-avem voie să facem ceva anume? Nu știu, ar trebui să stăm 24 de ore mai liniștiți? N-ar trebui să consumăm alcool? Sau
contează niciun, vreun fel? Să nu ne mișcăm mâna dacă cumva avem... Bine, acolo verificăm mâna în sensul că vedem dacă zona respectivă e roșie, dureroasă. Aici vorbim de acele efecte adverse mai frecvente care țin de locul de injectare. Nu care există... sunt la, oricum la orice vaccin facem. Categoric și care oricum se rezolvă foarte repede. Da. De exemplu, numai vaccinul nu am avut nici acele efecte. Aici depinde de fiecare. Nu trebuie să facem ceva special, nu trebuie să stăm în repaus. Sigur că excesul de alcool nu ar trebui să existe niciodată și cu atât mai mult dacă am făcut un vaccin. Dar în rest nu sunt alte lucruri de spus. Este o situație de normalitate. Bănuiesc că în timpul vieții noi toți ne-am făcut multe vaccinuri. Eu cu siguranță, da, bănuiesc că și ceilalți au și făcut-o. Și eu la fel. Și nu cred că s-a întâmplat nimic și nu se va întâmpla nici acum. Da, să rămânem sănătoși, cum s-ar spune. Cu siguranță. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Așadar, ne revedem și mâine dimineață. Sănătate multă!